Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit, pentru că ne întâlnim pentru ultima oară în această săptămână. Credeam altceva. Nu, scăpați de mine, iar aceia care stați prost cu inima, asigurați-vă că aveți astăzi pastiluța pe noptieră sau undeva pe lângă dumneavoastră, deoarece invitații mei sunt așa și iar așa și tot așa. Înțelegeți dumneavoastră ce vreau să spun? Acum sunt invitații mei, ce să fac? Eu i-am invitat ghinion, regret, dar este mult prea târziu pentru că deja suntem în direct cu dumneavoastră. Dani Blu, bun revenit la Ne vedem la 5. Bine te-am regăsit. Ce faci? De la extraordinar în sus. Măi, îmi place de tine. Trebuie să ne vedem mai des. Mie îmi plac oamenii care o duc foarte bine. Și mie. Ce coincidență. Vezi, de asta ne-am întâlnit noi astăzi. Da. De ce blu? Că-ți place albastru, normal. Blu, pentru că blu, de la cerul albastru, de la mare albastră, este o perioadă a vieții mele și cred că momentan mă reprezint. Data viitoare, când va veni în studio, o să cumpăr o pânză albastră cu care o să acopăr canapeaua. De 2 cm. Și Dani Blu va sta pe canapeaua albastră, deoarece este o perioadă a vieții lui și îl reprezintă. Rețineți asta. Pentru luni, vă rog frumos, tot decorul să fie roz, pentru că e o perioadă a vieții mele și mă reprezintă. Dan Constantinescu, bun revenit! Așa. Te pup. Trebuie să-mi zic Dani Red. Sau ce, Dani? Eu sunt Dani Orange. Stai! Orange. Fii atent. Ai, mă, că n-am pană albastră. Dacă vrei pana, acum ne luăm zborul pe aici. Dar vrei să fii mov azi. Tu. Eu? Da. Cred că îi afectează imaginea. Cred. Da. Nu știu dacă... Acum e în campania lui de imagine. A. Dacă îi distrugi imaginea blu. Pentru dumneavoastră, domnul Constantinescu, ce pană care vreți? Mă, știu, dacă aveți una second hand, eu... De la second hand nu avem astăzi. Îmi plac astea mai vechi, îmi plac vechiturile. Tu vrei să fie o pană veche? Ba da, pe asta mă gândeam. Păi așa, mai dacă vintage, dacă nu, aveți. Da, dacă mai contează, mă uit la culoare, vezi. La vârsta mea. Eu mă uit, mă, la culoare și uite că puțin mov se poartă și întotdeauna puțin mov nu strică la o femeie care este, așa că bun revenit, dragilor, și mă bucur să fim împreună. Să știți că la ultima emisiune de Dan Constantinescu era să mă bată. Noroc că se terminase directul și intrau știrile. A fost sângele până la gleznă, ai uitat să spui. Hai de cap, dar ce-am pățit, ne-am bătut în spectacole. A fost îngrozitoare emisiunea. Astăzi chiar că m-am riscat chemându-l. Înseamnă că ți-a plăcut bătaia. Așa un pic. Ce mai faceți, dragilor? Ce să facem? Ne bucurăm de viața. A venit... Să nu zici vara, că primăvara. A venit vara. Să zic, la noi, în zona în care stăm, noi stăm mai spre cercul polar undeva. Ajunge mai greu, o lună mai târziu și de-aia, de aceea... Păi nu, dar am obișnuit să ne întâlnim în fiecare anotimp. Era firesc acum că a venit și vara și să ne vedem. Noastră. Și primăvara voastră. Păi eu îl întreb pe Dan Constantinescu înainte să intrăm în direct ce temă să punem emisiuni. Și el zice primăvara. Lasă-mă, domnule, pentru că primăvara a trecut de mult, acum e vară. La noi de-abia acum sunt pomii înfloriți, să știi. Păi dacă nu mă invitați... Crezi. Păi tu nu ești foarte ocupat, ai multe spectacole. Păi da, bine, dar facem unul acolo, în vârf de munte. Asta abia aștept să facem. Păi nu? Când ne apucăm? Când? Stabilim deja data? Da. Când? Să-mi sun impresarul. Impresar sau impresară? Am impresia că e impresară. Măi, e și impresară, dacă vrei tu. Îmi greșesc? Mă abțin. Nu răspund decât în prezența avocatului meu. Am înțeles. Se pare că e tot avocată. Bineînțeles. Mie îmi plac femeile. Și declar asta pretutindeni ca să nu fiu agresată de bărbați. Oh. Doar că noi știm. Că asta e declarația ta și o să te agresăm în emisiune. Vreau să fiu agresată în emisiune. Cu ce cântece mă agresați astăzi? Păi prima, pentru prima primăvară, pentru prima primăvară te vom agresa cu piesa Cad, mă ridic și mai sper. Iar acazi? Păi da, dacă te ridici. Asta... Păi te ridici să mai speri. Mamă, ăsta e un apropo. Aha. Da, poți să-i spui și așa. Să cântăm, zic.
Să cântăm, da? Mhm. Live, ca de obicei. Da, păi totul este... Și emisiunea noastră e tot live, adică nu suntem pe înregistrare, nici la reluare. Acum suntem chiar în direct. Păi eu nu sunt în direct, eu sunt în indirect. Nu mai contează ce ești căștile. Tu ești invitatul și tu trebuie să te supui regulilor emisiunii. Păi mă supun într-un fel, dar până mă răzvrătesc. Deci recunoști. Până mă răzvrătesc. Răzvrătește-te. Stai un pic să ne răzvrătim acum tare de tot. Mă mulțumesc frumos. Într-adevăr, nimeni nu ne poate lua speranța, nu-i așa? Păi așa se spune, că speranța moare ultima. Acum să nu murim noi înainte. Asta e ideea, să rezistăm. Tocmai de-aia trebuie să ne ridicăm, ca să putem să supraviețuim. Avem nevoie de moralul destul de ridicat, să spunem. Și ce ne întreține speranța? Păi în primul rând, speranța e dată de idealurile pe care noi ni le propunem. Și întotdeauna când îți propui ceva, un ideal, mergi pe drumul tău, îți urmezi calea, îți urmezi dorința, de fapt, care este și cauza tuturor problemelor, de fapt, dorința ta, dar coincide probabil și cu idealul tău.
Nu degeaba se spune atenție la ce-ți dorești. Păi da. Pentru că într-o bună zi se va îndeplini. Da. Uite, eu m-am dorit mult să vin la tine la emisiune și acest gând a ajuns la tine. Dani, tu ce-ți dorești? Sunt foarte multe de spus și... Măi, acum să nu mă iei că-mi doresc aia. Nu mă refer la lucruri materiale. Ce-ți dorești? Așa, pentru sufletelul tău. Destul de multe lucruri. Uite, sunt... avem pe cineva la telefon și ai un timp pentru a te gândi, da? Da. Alo? Bună ziua! Bun venit alături de noi! Ce invitați de soi ai tu! Auzi, te rog frumos, doar să cânte mai mult, să vorbească mai puțin. Că mă supăr! Să știți că așa îmi spun toți invitații, vreau să cântăm mai mult. Da, și noi vrem tot așa. Eu știu că tu ești o actriță bună, știu că îți cunosc talentele, că doar te-am văzut la toate piesele și sunt topită după tine. Mulțumesc din suflet. Și ești un moderator grozav, dar lasă-i Dumnezeu să cânte, că nu mai pot. Doamna, am și o întrebare la dumneavoastră. Da. Să iau pana? Nu, lasă eu. Cu ce te deranjează? Da, atunci măcar să aibă două, trei. Nu, dar să aibă două, trei, ca să aibă și efect. Nu, lasă-mă, că vulpea are numai o pană. Lasă-i pana de vulpe acolo, dă-i și o pălărie. Da, stai, dragă, cu pana ta. Mă las și în pana mea, am înțeles. Da. Și vă rog să ne încântați cântând cât mai mult. Vă mulțumim din suflet. O zi bună. Numai bine, o zi frumoasă. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. La revedere. Eu ți-am spus să nu mă mai ții de vorbă, să mă lași să cânt, dar tu niciodată, în emisiunea ta, de ce vii și tu? Ar trebui să stai acasă, să ne lași mai pe noi. Vreau și eu un cadru de general. Vreau și eu un cadru de general și frumos să rămâneți așa. Uitați-vă la mine. Am să plec. Și să văd ce o să faci. Păi eu o să încep să plâng. Deja lacrime. Vreți să plec? Păi nu, am zis să mai rămâi. Puteți să dați telefon și să intrați în direct cu noi și să ne spuneți dacă vreți să plec sau nu. Dar să știți că dacă dați telefon și cereți CD-uri, nu vă dăm CD-uri pentru că la această emisiune nu se dau CD-uri. Nu se dau. Yes. Vreți să plec? Da, vreau să plec. Și dacă plec, unde să mă duc? Ce crezi? Că dacă ajung acasă prea devreme, ce spun ai mei? Ce cauți la ora asta acasă? Unde trebuia să fii la ora asta? Te duci la mine. La dai tine? Drumul la foc, încingi focul până venim noi. Și facem un grătar de legume. Și ce afacere e asta, grătar de legume, când abia mi-am terminat cura de slăbire, în urma căreia am slăbit doar 2 kg ca o... În cât timp? În 10 zile. Și am suferit ca un câine. Nu vezi ce tristă sunt? Da, știu, și eu am început o cură de slăbire și m-am îngrășat 2 kg. La mine a avut efect invers, deci pot să fiu mulțumită. Ce-mi cânti? Îți cânt melodia Nimic sau Tot. Este... Nimic sau Tot, adică legume cu mici și două beri. Și cu multă sare și cu multe condimente. Chiar, apropo, ai zis de grătar, dă-mi cheile. Stai un pic, că mi-au căzut, am fost la baie. Păi da, nu, dacă sunt la ușă, îmi deschide cineva. La baie? Da. Era... ocupat. Dar hai să cântăm nimic. Ceva. Hai să cântăm ceva frumos. Că... Hai cântăm. Cred că eu sunt nume, m-am pierdut astea pe aici. Sau tot, ți-am promis.
poți să ne certăm. Nu vreau vodcă să ador. N-am nimic de împărțit decât noaptea și un dor fără sfârșit. Asta vrem cu toții. Tot. De la ceilalți. Normal tot. Că spunem că vrem nimic. Și avem dreptate că vrem nimic. Vrem tot. Da. Nimic sau tot? Cum ar fi? Cum ar fi? Dani, mi-ai răspuns? Nu mi-ai răspuns. Mi-ai rămas dator. Așa este, am rămas dator. Dar nu m-am gândit. Ia gândește-te. Trebuie să treci la caiet. Aduceți aici niște col de cerere. Dacă... Nu, niște col de cerere, că are mai multe datorii, mai multe răspunsuri. Zi, mă, cel mai greu să-l întreb la vârsta lui despre dorințele lui. Pentru că sunt nenumărate. Dă-i drumul. Nu va ajunge timpul, vă asigur. Avem timp. Ne-am înarmat cu răbdare. Ar trebui să arătăm și de respectatorilor că se cântă de adevăratele, știi? Să cântăm câte ceva așa, să dăm în, știi? Să vadă că se vândă și cu clapele. Și... Adică să exemplificăm de cât ritmul este dar acolo. Dar tu crezi și trebuie că respectatorii noștri nu-și dau seama că noi cântăm nu de adevăratele? Nu cred. De ce? Cred că nu sunt obișnuiți cu așa ceva. În primul rând, cu astfel de abordare a subiectului observă, muzică. Observă aparatele. Observ. Scrie live, colea, în colțul ecranului. Da, scrie? Și adevărat tot timpul când scrie live? Sau? Da, când scrie live e live și când scrie playback e playback. Noi nu ne și la voi scrie undeva? Scrie, da. Nu scrie știu la care să mă uit, că aveți două ecrane aici. Nu, avem mai multe, dar scrie doar când cânți. N-ați avut și voi bani în televizor mai mare? Asta este. Auzi, noi nu ne gândeam că invitații noștri sunt eu. Știe ca aia. Auzi, spune doctorul oftalmolog pacientului său, dragule, vezi litera asta? Care literă? Păi de pe primul rând de sus, de pe panou. Care panou? Așa faci și tu. N-ați avut bani de un televizor mai mare? Păi nu ne-am gândit, dragă, că invitații noștri nu văd asta nici... Asta nu știu, că mi se pare că e alb-negru, na? Televizor color n-aveți aici?
Nu, nu este alb-negru, este culoarea timpului nostru. Am înțeles. Exact ce îmi place mie, vintage. De-aia vin eu la voi la televizor. Păi normal, normal. Astăzi ne-am îmbrăcat toți în negru. Cum? Păi așa e de primăvară. Primăvară-vară. Dar asta o vezi verde? Nu e. Dar ce e? Nu știu, e khaki. Nu e clar. Ai o problemă cu culorile. Da. Ăsta este verde. Nu e khaki. Ce culoare ai, Dani? Albastru? Mov. E, da, hai, și tu. Super cu ochii? Nu, cred că nici el nu are. Nu trebuie să vorbesc cu maică, sau mai, da, chiar pe cuvânt. Ești un tată denaturat. Nu-l duci pe copil la oftalmolog? Ăsta este verde. Am fost și l-am dus la oftalmologă și părm a vrut să rămân acolo. Trebuie să intrăm în pauza publicitară să explic copilului cum e cu perioada timpului. Pauză și revenim când nici nu vă așteptați. Am vrut să te pedepsesc și să nu mai vorbesc nimic. Am vrut să plec acasă, dar mi-era milă de colegii mei, nu de altă. Dar cum să-i las singur? Sunt așa băieți frumoși și tineri aici. Ce-ar face ei o oră dacă eu aș pleca acasă? Îți dai seama că ar da o mare petrecere. Ei? Crezi? Nu-i cunoști. Ar plânge în pumn de fiecare dată. Le aduc atâta hârtie pentru că suferă enorm atunci când lipsesc o zi. De ce crezi că suferă? De dorul meu. Am înțeles. Păi, dar tu ce crezi? Uite, auzi, zice, oftează în cască. Cum, ce, așa, off sau? Nu, uite, așa a făcut. Uf, așa, pământ. Nu știu ce m-aș face fără tine. Deci, pe cuvântul meu, vreau să-ți dau casca și ție un pic? Nu, că nu vreau să am senzații extraordinare. Mai ales că dacă aud și voci, îți găsesc loc. Mai aud și casca, eu și așa aud voci. Auzi voci? Da. Și ce-ți spun? Păi uite ce scriu pe hârtie pe aici, pe hârtiile astea care le-am aruncat pe jos. Ce ne mai cântați? Hai să vă cânt o piesă care este foarte captivantă, după părerea mea și a domnului Johnson din America. Se intitulează Să fim aproape. Să fim aproape și să ne iubim, dacă tot suntem aproape. Nu, te rog foarte mult, lasă-mă, dragă, du-te mai încolo pe canapea, neapărat să fii aproape de mine. Și acum mai vii colac peste pupăză și cu iubirea. Dar ce atâta iubire în zilele noastre? Păi cum altfel? Vreau o relație bazată doar pe aproape, fără da, iubire? Da, vreau o relație bazată pe profesionalism. Cum ar veni să fim aproape fără să ne iubim? Bineînțeles, eu m-am săturat, tu nu-ți dai seama ce-ar fi pe capul meu să mă iubesc cu fiecare invitat în parte? Păi da, mă, da. 4 zile pe săptămână, dar nu e prea mult, e strigător la cer. Eu nu te cred gândești că e suficientă iubire niciodată, dacă e vorba doar despre iubire. Dan Constantinescu. Și dacă nu este vorba despre cuvântul la care nu știu dacă pot să-l spun. La tine în emisiune. Deci nu poți să-l spui decât la reluarea de la ora 22. A, după ora 24, că numai, până la ce oră emiteți? Hmm? Până la ce oră aveți emisie? Sau noi? E non-stop? Aici, postul, cât? Nu, că eu, numai, eu sunt, am televizor, eu dar nu mai am antenă. Ora 18 și 15. Nu, zic în general postul. Până la, e non-stop sau e, are o emisie mai? Ora 24. A, și după 24 putem să emitem tot felul de cuvinte. Deci te rog frumos să nu mai spui nimic. Am să pun avertismentul pentru copii și o să încep așa, să spun Dani Blue, te rog frumos, mai du-te puțin la oftalmologă că eu am cu tate o discuție. Bine, hai să cântăm. Să cântăm, zic. Chiar așa ai zis că faci un disc. Cum? Ai zis că faci un disc. Un disc? Păi n-am avut suficientă platină. O să mă duc la Roșia Montana și o să vorbesc cu ea și să-mi strângă niște platină. Ca deci să fii atent că promisiune e promisiune. Da. Nu te râde la mine, că te dau afară imediat din emisiune. Ce crezi, că adică dacă tu îți permiți să mă dai pe mine afară, eu nu pot? Tu profiți de ocazie că sunt cu căștile în ureche acum și știi că nu prea te aud și atunci poți să spui aproape orice. Dar să știi că poți să citești și după mimică, nu așa se spune?
față, da sau nu? Să fii mai aproape, să fii mai aproape, să fii mai aproape și să ne iubim. Să fii mai aproape, să fii mai aproape, să fii mai aproape și să ne iubim. Cele tale sunt dedicate iubirii? Păi... Cred că majoritatea lor, nu? Da, cineva a spus că eu scriu romantic, dar eu cred că am și melodii care reflectă adevărurile noastre sociale cu care ne luptăm. Mi-aduc aminte de imnul acela pe care l-ai scris tu, apropo. Da, am scris... De realitate, nu? Da, am scris un imn la un dată, România vrea dreptate. A fost o stare de spirit pe care am simțit-o și pe care doar am exprimat-o. Nu sunt aliat sau asociat cu vreun partid politic sau ceva. Nu. Am simțit că trebuie să mă exprim și eu ca om și că fiecare om la nivelul lui, dacă este nemulțumit, trebuie să riposteze cumva și să-și exprime această nemulțumire față de niște lucruri care merg mai puțin bine. Și asta am făcut și eu. Și efectiv, ai spus exact ceea ce ai simțit. Exact, atât. Și... Atât. Doar am spus și m-am oprit. N-am făcut alt demers pentru că am făcut ce-mi stă în putere la nivelul meu de om. Și acum probabil că fiecare cu, în funcție de aptitudini și preocupare, ripostează în felul lui. Unii fac grevă, alții, știu eu, ies în stradă, alții plâng, alții se vaită, alții... Eu am scris un cântec. Și cântecul acela a devenit șlagăr. Probabil, da. Am văzut că îl cântă oamenii pe stradă. România vrea dreptate. Da. Cred că dreptate vrea toată lumea. Trăim într-o lume a nedreptăților și avem nevoie de lucrul ăsta. Ca, oamenii așteaptă permanent pe cineva să-i ajute.
Da, dar nu crezi că totul ar trebui să pornească de la noi înșine? Absolut. Totul începe cu noi. Adică cum poți să stai cu mâinile în sân și să stai să pice paramălăiață în gura lui? Păi dacă stai, înseamnă că ești mulțumit și cei din jurul tău percep că este ok și mergem în continuare așa. De asta consider că fiecare om trebuie să facă ceva la nivelul lui. Dacă e mulțumit să stea acolo, dacă e nemulțumit să-și exprime nemulțumirea. Până la urmă, în asta constă și libertatea cuvântului și libertatea pe care am câștigat-o după 89, nu? Să ne putem exprima. Ai prins, muzical vorbind, profesional vorbind, ambele stări. Când nu aveam voie să spunem nimic, da? Da. Dar și iată acum, când putem să spunem orice și parcă spunem uneori degeaba. Păi nu, cred că nimic nu e degeaba. Dacă plecăm de la premiza că spunând e degeaba, înseamnă că nu vom mai schimba nimic niciodată și vom rămâne cum eram și pe vremea comunismului, când tăceam din gură, că poate ni se întâmplă ceva, poate ne... Muzical vorbind, profesional, așa, la asta mă refer. Eu cred că cine a putut să se exprime și cine a putut să... a avut ceva de spus, cred că a spus și atunci și spune și acum și va spune oricând. Pentru că nu te oprește nimeni să așterni pe hârtie sau pe o bandă ceva și ăsta e principalul și exprimarea unui artist nu are nicio legătură cu showbiz și un produs comercial, ci efectiv ce vrea el să exprime. De fapt are ceva de spus. Da, da, nu crezi că artiștii simt și până la urmă este firesc să fie recunoscuți, valorile să fie recunoscute. Știm foarte bine și în domeniul artei, într-o, da? Într-o societate decadentă, arta este recunoscută, arta decadentă este la modă, pentru că e firesc. Adică un nivel scăzut al unui public se regăsește în ceea ce ascultă. Și ce nivelul lor de percepție. Efectiv, dacă ei plătesc la o chestie care e de proastă calitate, firesc că aia proliferează în continuare, nu? Dacă mănânci, dacă te duci la magazin și îți cumperi o mâncare care e super toxică, cu euri, cu nu știu ce multe chestii în ea, și tu o tot mănânci, normal că producătorul ăla o să prospere. Și o să scoate în ce mai multe produse. La fel și e valabil în muzică, în artă, în orice. Dacă apare consumatorul, prosperă. Atâta timp cât oamenii, cât se mai ridică un pic nivelul de vibrație, ca să spun așa, pentru că totul pleacă de la vibrația noastră personală și fiecare om lucrează cu el la cunoaștere personală, își mai ridică vibrația, astfel nivelul de percepție față de artă va deveni altul. Și se va schimba sistemul de valori. Dar asta numai publicul hotărăște. Pentru că valoarea stă, ca și arta, frumosul stă în ochiul privitorului, nu al nostru ca și artiști. Noi doar ne exprimăm și atât. Place, nu place. Sunt unii care vin și zic, dom'le, e extraordinar, așa ceva n-am mai auzit și mi se pare... Și alții spun... Da. Nu știu, mie îmi bubuie capul la chestia asta, lasă-mă în pace cu... Avem secrete, însă ne iubim. Eu nu știu, domne, ce e asta? Deci mi se pare... Nu e ce trebuie. Eu am scris niște realități, am scris despre realitate și probabil că cea mai mare problemă de altfel a societății în ziua de astăzi este că oamenii nu sunt obișnuiți să se uite către ei. Tot focusul este a ne uita către ceilalți, exact, către exterior. Și tot sistemul în care am învățat, mediul în care ne-am dezvoltat, mi-a spus același lucru. Privește în exterior, uite la ceilalți, uite acolo. Uite ce face ăla, parcă e mai bine așa, ia uite ăla exact. Cum are, ia uite ăla ce face. Și în momentul când am citit undeva într-o carte despre cunoaștere personală, eu am zis, ce mai bă e asta? Cum adică cunoaștere personală? Adică eu nu știu că am părul așa negru și că am lăsat cioc. Eu știu chestia asta, deci mă cunosc. Pentru că atât știam despre mine. Înțelegi? Ai nevoie să te cunoști. Pentru că din moment ce reușești să te cunoști pe tine, prin tine îi cunoști și pe ceilalți. Dar poate că nu toată lumea dorește să se cunoască. Păi pentru că le este teamă de ceea ce vor descoperi. Este greșit să începi a cunoaște, cum să spun, deci tu nu te cunoști pe tine și vrei să-i cunoști și pe vreau ceilalți. Să te cunosc pe tine. Păi cum aș putea să te cunosc pe tine? Dacă eu nu mă cunosc pe mine, care sunt cel mai apropiat de da mine. Da, cunoaște-mă, domnule! Păi da, spune-mi așa, de sunt ce? Sunt ceea ce spun. Trebuia să spui de la bun început, de la începutul emisiunii, ca să începem să ne cunoaștem. Deci să știți,
mi-a propus o temă de care mă doare capul. Autocunoașterea personală. Și am zis, adică ce, vrei să te baci persoană de persoană, cum ar fi? Bocanci în viața mea? Chiar vrei să mă cunoști? Păi nu ți-e frică? Păi mi-e frică, dar ce să fac? Cu frica păi mergem strici, înainte. Au și mergem înainte. Asta e dintr-o piesă ceva? Strigeau și mergem înainte? Dar e bună, trebuie reținut. Strigeau și mergem înainte. Deci ai scos-o acum, ad hoc, cum ar veni? Mi-a venit. Ți-a venit? Ți-a venit de vară. Fii atent. Mi-a venit altceva. Ți-a venit de vară. Mi-a venit vocea, în ureche. A. Și îmi spune, bună Dorina, eu sunt conștiința ta. Nu pot să mai spun că-mi vine să râd. Hai să cântăm. Bine, Dorina. Dar ne cunoaștem, da? Ne cunoaștem? Din vedere. Păi, nu știu, că eu nu mă cunosc nici prea bine nici pe mine, așa că pe tine nici atât. Sper că într-o bună ziua mă... Conștiința. Dar ce e conștiință? Vrei să-ți dau rechelița? Nu, dar ce e conștiință? Aia e numai conștiința mea. Ce e conștiință? Adică ce spui tu conștiință? Ca să știu, nu că... E în capul meu, am e o prăjitură cu fișcă, am înțeles. Nu te super că te întreb. Vorba aceluia, da, chintem o dată sau nu? Bine, gata, hai să chintăm. Fericirea miroase a tine. Știai, nu? Știai? Da, bineînțeles. Bun. Marchiz. A tine.
grădină. Fericirea miroase a tine. Fericirea miroase a tine. Fericirea miroase a tine. Piesa. Fericirea miroase a ora 5. Nu, nu. Fericirea miroase amici. Amici? Da. Așa îmi cânta mie în ureche conștiința. Amici cu muștar? Da. Îți plac micii cu muștar? Îți plac micii cu muștar? Conștiința zice că au fi buni de la tic, 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 bip. A, minim 20, am înțeles. Nu, 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 nu. Patru mici cu muștar, chiar și fără chiflă. Hai, când facem o chestie din asta? Astăzi. Când? Când plecăm de aici. Am program. Păi, vezi, eu sunt omul momentului. Dacă ești hotărâtă, na. Sunt foarte hotărâtă. Te bagi? Păi eu am deja am lansat vaporul pe apă. Pe ape, ca să zic. S-a deschis canalizarea? S-a reparat canalizarea? Da. Canalizarea? A, o luăm pe canalizare, mai simplu. Ce normal. Cu apă caldă, cu tot ce trebuie. Da. Păi, dacă e, nu știu, mai micșorăm. Totdeauna mai... trebuie să ai și apă caldă. Eu zic că mai bine cu apă rece, pe vremea. Cu apă rece? Cald afară, acum ne mai răcorim. Păi da, ce trebuie să ne mai răcorim? Nu? E bine, după niște mici cu muștar, te răcorești. Îți dai seama. O bere rece. Merge. Deci ce spuneam de autocunoaștere? Autocunoaștere. E dificil să te descoperi? Uite, de exemplu, e greu să te accepti? Cel mai greu lucru este să te accepti pe tine. Pentru că după ce reușești să te accepti pe tine, începi să fii mai îngăduitor cu ceilalți, începi să înțelegi și pe ceilalți, începi să nu-i mai judeci. Și trebuie să începi cu tine, trebuie să începi să te ierzi pe tine, trebuie să începi să nu te mai judeci pe tine, trebuie să te înțelegi de ce faci anumite lucruri, de ce ai anumite dorințe, să ți le recunoști, să le spui în fața tuturor, fără teamă că cineva te judecă. Și abia pe urmă, după ce te vezi cum ești, poți să te apuci să-i judeci pe ceilalți, dar spun ce se va întâmpla. Nu o să-i mai judeci, pentru că îți dai seama că și tu ești la fel ca ceilalți. Asta înseamnă... Și cred că suntem făcuți din același material. Ce-i mai greu? Să te ierți pe tine sau pe ceilalți? Cred că pe ceilalți ierți mai repede. Cu tine e cel mai greu. Cred că de-aia și e bine să începi, în general, când începi un lucru, e bine să începi cu ceva mai greu ca spre final să fie mai ușor. Să iei lucrurile mai puternic la început. Tu ai reușit lucrul ăsta? Sunt pe drum. Dar important este că încep să fiu mai conștient de mine, de ce mi se întâmplă și e suficient să pot să-mi urmez calea și să evoluez. Și nu te simți mai bine așa? Descoperindu-te? Absolut, da. Încep să îmi dau seama că, cunoscându-mă pe mine, încep să-i cunosc și pe ceilalți mult mai bine. Și încep să reușesc să-i accept pe ceilalți mult mai bine. Pentru că îi cunosc și atunci... Îmi dau seama că așa e natura lucrurilor. Bine, dar sunt oameni care nu se lasă, de exemplu, descoperiți. S-au închis în cușca lor și nu permit... Nici nu ai nicio problemă cu chestia asta. Intre. Nu te oprește... Nu te oprește nimeni să treci mai departe. Absolut. Este viața lor. Nu trebuie să intri în viața lor și să-i obligi să îi cunoști. De exemplu, eu am intrat acum, să zic, în viața ta sau în emisiunea ta, cum să zic... Și vreau să te cunosc, vreau să-ți cunosc emisiunea. Na. O cunoști? Am intrat cu chitări, cu clape, cu cabluri, cu tot. Deci, acum vrei, nu vrei, noi am venit așa, în felul ăsta. Ai venit. Ne suporti până la final? Greu. Uite, e fără cinci. E fără cinci? Hai să vă cânt o chestie, piesă de cunoaștere, de autocunoaștere. Ai scris și despre asta? Eu cred că e relevantă piesa asta. Se numește Interzis. Și este vorba tocmai despre a te cunoaște pe tine. Ce și e interzis? Păi tocmai că nimic nu e interzis. Fiecare om are sistemul lui de valori și sistemul lui de dorințe. Și ce e frumos pentru cineva și ce e valoros nu poți hotărâ tu din afară. Adică dacă unuia îi place să meargă la pescuit,
nu înseamnă că e tâmpit sau e prost sau e redus. Poate că ție îți place să mergi cu bicicleta. Corect. Și de-aia suntem atât de diversi și atât de frumoși. Și trebuie să-i accept și pe ceilalți cu plăcerile și cu bucuriile lor, fără nu, să-i judeci. Nu degeaba se spune că nu poți face nimic contra gustului omului, nu? Tu poți să faci. Cum să nu poți? Poți să faci contra lui. Doar că faci contra ta, îți pierzi timpul. Tu poți să încerci să faci contra lui, să n-ai să reușești. Da, dar de ce să o faci? Așa, ca să ai acțiune în viața ta. De obicei, oamenii fac sunt împotriva lucrului să cânți acum. Păi nu, vezi? Măcam casca în ureche, păi așa, vezi? Și de ce mă scobeam? Apropo de interzis. Și acum am făcut și o diversiune, mai îmi bag casca, mai mă scot, știi? Păi, poate că e o chestie bună, nu știu, deci, bagi casca, o scoți. Colegii o bagi, sunt solidari. Da. Îmi spun că, virgulă, conștiința îmi spune că sunt de acord cu mine și dacă eu nu vreau să cânți, tu nu vei cânta. Nu e nimic, o să cântăm peste. Ce crezi că peste noi, playback? Noi ne luăm după tine? Noi cântăm. Ce crezi că ne poți opri? Da. Cum? Ce ai microfoanele. Nu e nimic, cântăm așa. Și fără microfoane, ce crezi? Mut? Cântăm la lavaliera, ca să zic. Păi tăie și la valiera. Nu contează, cântăm la becuri. Ia tăiați-le, vă rog, tăiați la valierele, pe cuvânt. Tăiați-le, da, la valierele lumina, invitaților. Să vedem. Nu-i tăcând. Ia, i-ai tăiat la valiera. Deci le-a tăiat la valiera. Dar nu, nu. Păi stai că nu-i corect, că prinde la valiera mea. Nu, 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 nu. Stingeți lumina, stingeți lumina. Da, da, stingeți lumina. Tot ce ai vrea nu este pe bune. Uite, la becuri, da. Și mă aud becurile. Cui pasă, da, da, fii atent. Uite-te în monitor. Uite-te, ți-am stins și lumina. Tăiați, ce să-i mai tăiați? Mai tăiați ceva. Dacă tu iubești. Pe bune, tu vezi și la televizor. Te-am tăiat, ești pe negru. Sună, dați-i drumul la lavalieră. După ce ne-am îmbrăcat, nu este defecțiune tehnică. Atenție, dragii mei telespectatori. E o diversiune, ia, împotriva mea, vrea să, ia, mă distrugă. Fii atent, uite că s-a prinde lumina, ia, ia, fii atent. Vrea, ia, să mă distrugă, e ceva împotriva mea. Acum ai mai băgat atâta lumină. Nu la reglajul televizoarelor. L-am făcut negru. Să... Hai nu să ne revenim. Nu mai pot ca să văd. Da? Ți-am demonstrat că sunt mai puternică decât tine? Pentru că am o echipă. Bine, te îți dai pui seama, cu te încurci. Zic, când o să mă lași să cânt, îți dai seama ce o să se întâmple, cum o să adaptez textul ăsta. O să apară Dorina la fiecare două fraze. Da? Da. Ce bine intru în istoria muzicii. Hai mă să-i lăsăm să cânte, că uite ce supărat. Dacă știam, puneam câțiva prieteni să sune, să te oblige. Dar tu crezi că emisiunea asta e cu telefoane aranjate? Nu. Nu. Eu am crezut că se poate. Nu se poate nimic. Nu. E emisiune fără telefoane. Fără telefoane, bineînțeles. Am aranjat și asta. V-au tăiat telefonul sau? Nu. Am interzis sunatul în emisiune. Nu e nimic, emitem pe internet. Hai să-i lăsăm să cânte. Nu, dar sunt curioasă cum la două versuri va spune Dorina. Bine, fii atent. Ia, fii atent. Ia, ia. Hai. Interzis. Tot ce-ți place nu-i permis, Dorina. Risc să ajungi în paradis, Dorina. Tot ce-ai vrea nu este bine, cui pasă ce-ți convine, Dorina. Cine judecă ce simți, Dorina. Dacă tu iubești sau minți, Dorina. Cine hotărăște oare, Dorina. Dacă îți e dor de mare, Dorina. Poate cineva să-ți dea sentimentul a zbura, Dorina. Sau să pună interzis când e mult prea sus un vis, Dorina. Ești incontestabil tu, dacă vrei sau dacă nu, și tot treci pe interzis.
fără un ideal precis. Interzis, nepermis, eu sunt liber să aleg. Prin lume să mă pierd, cu tine să mă pierd. Timpul tău e tot ce ai, Dorina. N-ai de luat și n-ai să dai. Și cu mult mai greu apasă, dacă croșetezi în casă, Dorina. Este interzis, dar minți, Dorina. Și nu recunoști ce simți. Nu ai cum să recunoști, că e curve și e proști. Nu e totuși interzis un sărut fără permis, Dorina. Cât de indecent ar fi, te provoacă să te știi. Ai văzut că a intrat în cartea muzicii? Deci foarte, muzicii. Foarte frumos. Te-am inspirat. Acum sper să nu mă și expiri. Știi că în mod firesc, după ce inspir, expir, nu? Spuneți-mi și mie, videoclipul este pregătit? Avem videoclipul, dar cu videoclipul vom încheia emisia de astăzi, așa că mai avem aproximativ 7 minute de vorbă. Prefer să mai și cântăm un cântecel, dar vreau să-mi povestiți puțin, Dani Blue, despre videoclipul pe care o să-l vedem în finalul emisiunii. Este videoclipul melodiei Bunicul? În premieră, la Dorina. Ce te uiți la taică tu? Șoptește, dragă. În premieră la tine. La premieră la mine. La emisiunea la ta. Emisiunea, ne vedem la Dorina interzis. Interzis. Interzis Dorina. Minorilor. Așa, el își prezintă videoclipul care este... Păi de lasă-l, dragă, să și-l prezinte. Și... Dar prezinte, dragă, videoclipul. Îmi prezint videoclipul. Bun, și? Povestesc despre filmări. Cum... La filmări a fost foarte interesant. Foarte frumos. A luat și bunicul parte. Am călărit niște dealuri cu bicicleta. Deci bicicleta. Bunicul pe bune a participat la filmări. Da, e era autentic. Era bunicul tău. Da, și versurile sunt autentice scrise de el. Tău? Da. Versurile sunt scrise de el și... Nu de bunicul, de băiat. De băiat. Păi tu ai zis bunicul a luat parte la filmări și versurile sunt scrise de el. Mă gândeam că și bunicul scrie. Bunicul citește mai mult decât să scrie. Îi place mai mult să citească. Spre deosebire de noi toți, nu? Exact, deci stă am bine înțeles, la citit. Înțeles, deci da. Biblioteca stă foarte bine, exact. Tot timpul vizitează așa. Biblioteca pentru că acolo se citește foarte frumos. E citanie, o citanie din asta extremă. Autentică. Da, și românească așa. Dar unde este bunicul? Tot în Vârf de Munte? Nu, bunicul a rămas cu număr de B. De B. 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 Număr de B. Da. B. Vrem să fim și noi chic. Vorbim așa, să fim culori. Sunt din B. Bunică e din B. Eu nu mai sunt din B. Și eu sunt S. Eu sunt din BV. Lasă că am înțeles. Încerc să-ți traduc acum. Da. Doamne, eu fiu vorba blondă, de dar nu sunt chiar atât de blondă. Am o altfel de vopsea. Bun, hai mă, povestește-mi puțin despre filmările astea.
Am filmat în studio în care am înregistrat, am lucrat la piesă timp de 8 ani, pardon, 8 zile. Atenți, vă rog frumos, mă refer la alți realizatori de emisiuni din orașele care ne recepționează. Limitrofe. Nu mai invitați pe Dan Constantinescu la emisiune. Vorbește ce vrea el, când vrea el, cum vrea el și mai nou mai ia cu din astea. F. B. S. C. X. X. Adică interzis, dragă. Bine, bine, ok. Povestește-mi de videoclip. Că discuți un subiect interesant pentru public. Deci eu nu pot să vorbesc despre lucruri din astea la ora 18. Păi, dar fost emisiune de-aia mai târzie. De noapte? Da. Mie nu mi-ar displăcea. Venim pe la 2-3 noaptea și cântăm în pijamale, facem muzică ce în pijamale. Dar nu, dar să facem emisiuni în pijamale, îți dai seama. Ți-ar plăcea? Da, mi-ar plăcea. Deja ți-am dat temă pentru următoarea emisiune. Pentru, auzi, mă întreabă colegii dacă mă ține. Păi voi nu știți ce pijamale am eu. Din alea groase, flaușate, albaste, cursuleți. Șosete flaușate. Cât și dacă lungi? Mi-e frig, îmi pun și fular. Da? Și căciuliță. Și fără palton. Fără palton, că dorm cu două plăfum și trei din alea pe zi. În fine. Nu mă gândesc la prostii, pături, dragă. Am zis, ce naiba. Vezi că era 18 numai, te rog frumos. Cum? Deci pături. Așa, la pături mă refeream. Da. Adică. Da, mă, unii n-au deloc și uite, alții au două pături. Vezi cum e viața asta nedreaptă? Deci care este și l-o mai fi chemat sau l-o fi chemând sau îl va mai chema cineva pe acest care este? Eu oricum nu sunt bun la emisiune, pentru că eu nu sunt spontan, citesc mai după prompter și dacă nu-mi scrieți textul ce trebuie, eu să știți că și nu prea știe bine să citească ochiul meu drept. Vede că e și mai așa, da. E la de sticlă? Exact. Nu știam de ce pâlpâie așa când cade lumina. Ai văzut, nu? Uh-huh. Păi mi-a căzut două un bec în cap și din cauza. A, nasol. Tot la voi aici. Am și înțeles. Sărit Tokyo. La noi, nu? Ca să știe să nu mai vină invitații la tine la emisiune. M-am prins invitații de ce l-ai dus pe copii la oftalmologă. Da. Și el are probleme cu... Păi de când mi-a căzut mie reflectorul vostru în cap aici. Da. Păi se mai întâmplă, știi? Da, să nu mai vină aviz celor care veniți la emisiunea Dorinei. Să nu mai veniți, pentru că e un mare pericol. Sunt mai reflectoare. Eu, uitați, am fost lovit în ochi. Nu, în ăsta la altul, pardon. Dar spune de ce ți-ai pus eșarfa la gât. Eșarfa? Pentru că e foarte curent la voi aici, nu știu, și din cauza asta. Da. E frig. Și e frig afară, nu? E frig. Era plin de mușcături de aldealea pe gât. Păi așa vine invitatul la emisiune, mușcat pe gât. Era un stup de vies pe aici aproape și... Na, când am, bineînțeles. Până am descărcat chitara și microfonul... Nu pot să vă spun ce a făcut când a venit. Știi că asta e o emisiune înregistrată și la montaj se va tăia tot oricum. Da? Da, au zis băieții că vor căuta pe YouTube niște videoclipuri tortul, și... adică la montaj. Tortul depinde cine îl mai dă. Păi după astfel de emisiune mai poți să mai primești tort? Auzi, ar fi bun un tort. O să primim palme. Tu de ce n-ai venit cu tort? Totdeauna vii numai cu fiul. Eu te-am invitat la mici cu bere, mititei cu părpăi. Pardon, mici cu bere, pardon. Avem videoclipul? Este. Hai, final de emisiune. Cânți una scurtă? Da, gata, una scurtă, hai. Măi, dar scurtă, nu te întinzi la șase strofe, cum cânți tu. Ce preferi, de ce sau e vreme de iubit? Ca să știu. Aia cu e vreme de mici. De iubit? De mici. Hai, de mici, hai. Vreme... Poate că am fost astăzi prea nebuni, dar a venit primăvara la munte, acolo, sus, la Dan Constantinescu. La noi este vară, dar la ei totdeauna este cu un anotimp în urma anotimpului nostru. Mai avem nevoie și să vorbim tâmpenii uneori, pentru că pe posturile naționale vedeți tâmpenii tot timpul. Și am zis să facem și noi astăzi, nu zic să fim tâmpiți. Îmi citești pe buze sau mă asculți? Nici eu nu-mi dau seama. Deja am intrat în transă. E vreme de iubit. În transa emisiunii. Să fie. Hai.
dar eu te-am ales pe tine. Pe tine. Ai părul în valuri, tricoul ți-e ud, pe stradă cad nori, mai bine mă ascund. Mulțumesc pentru că ați venit astăzi la Ne vedem la 5. Mulțumesc. Nu, ne pare rău că n-am reușit să te enervăm. Sperăm că o să te enervăm data viitoare suficient de tare cât să ce te bucuri suficient de rău. Cât e de naiv. Crede că va mai fi o dată viitoare. Ghinion, a fost o seară tristă. Mi-am suflat nasul în batistă. Și să mai găsesc o rimă cu... Și... O seară frumoasă, dragii mei! Dani Blue, îți doresc mult succes. Mulțumesc. La fete, că la muzică ai. Rămâne cum a stabilit, da? Vezi că oftalmologa aia, da? Baftă. Mulțumesc. Dacă ai nevoie de un sfat, sună-mă. Deși nu sunt oftalmolog. Mulțumesc, mulțumesc din suflet. Vă pup pe amândoi, să vă meargă bine și, oricum, discutăm după emisiune, că avem o răfuială de rezolvat. O seară frumoasă, dragii mei, vă invit să urmăriți pe final de emisiune videoclipul Bunicu cu Dani Blue.
Bunicule, fii calm, e pace. E fericit acum bunicul, căci coșuie acum cu el. Poate să vină chiar și vântul, sau grivățul, sau fel de fel. Bun.